pentru toată lumea, oameni buni, eu și cu soția mea mergem la Power Couple. Păi și cu Ramona ce facem? Numai aici mi se putea întâmpla. S-a făcut un nod la aer? Dă-o dreapă de aici. Cum mă, culori înapoi, spre-ți culori! Culori! Da, luat și tortul este înapoi cum era el înainte, bravo! Asta este un număr de magie, măcar... Ia uite-te! Bă, du-te! Și el... Cel care se va înfrunta cu Radu Bucălaie la Perfect Couple, magicianul Robert Tudor, fără soția sa! La mulți ani, 33 de primăveri! 33 de tine frumoase! Dintre care... Cât nu mai fac lume. Băi, bravo, bravo. Nu, că n-am nicio chitară. Ce faci, mă, băi? Băi, bravo, băi. Băi, ai venit de... Te duci să te bați cu ăsta, mă, la... Mă duc la... Pentru toată lumea, oameni buni, eu și cu soția mea, mergem la Power Couple. Păi și cu Ramona ce facem? O să-i trimit bilețele. Nu, aici tu ziceai, Ramona nu, doar soția. Ramona nu, doar soția. Și mergem să-i facem zilele mai grele domnului Dani Oțil. Dar e treabă, că ideea e să vă confruntați voi, familie. Să o dăm parte în parte, Robița. Vezi că încheiem un contract aici. Robița! Și că n-avem voie să facem conform contractului înțelegeri sau alea, fără înțelegeri, fără. Aia, bravo, m-a scuipat, bă. O să vă ia telefoanele. Bine, și nu comunicați cu exteriorul decât o dată la ceva timp dacă aveți copii. Nata nu e cazul și dumneata copiii sunt mari. Dacă întârziați, îi dau la medicină, nu? Da. O să rămână Răzvan cu copiii să se pregătească. Uite, mă, iau de ce ți-am adus. Happy birthday. Mai mulțumesc. Vorbim despre Power Couple? Și a schimbat subiectul. Am înțeles, dar e foarte bine l-ai schimbat. Mișto, happy birthday, la mulți ani. De la ora 8 vorbim numai de Cuza. Da. Cuza, am adus aici un tort. Uite, vezi? Ia uite. Da, e o pagină și va trebui să-l colorăm împreună, pentru că fiind ziua ta, îți dai seama, trebuie colorat cum trebuie, da? Pe spate, pe față, o să aruncăm cu culori aici, se va colora tortul. Toată lumea, ca la petrecere de magie pentru copii, ăsta este un număr pe care îl fac copiilor până în 7 ani. Mulțumesc! Haideți, toată lumea sus mânuța și spuneți roșu! Roșu! Galben! Galben! Verde! Verde! Albastru! Albastru! Portocaliu! Portocaliu! Maro! Vedem picățele! Și acum, iată, o să mergem pe încredere. Tortul s-a colorat. Și acum luați culorile înapoi. Spre-ți culori! Culori! Da, luați și tortul este înapoi cum era el înainte. Bravo! Asta este un număr de magie pe care fac o vizită. Mergem pe încredere. Suntem familie. Mergem pe încredere. Aruncați culorile spre-ți culori! Roșu! Și iată tortul colorat. Bravo, magicianule. Felicitări. Happy birthday. Happy birthday. Am înțeles. To you. Dar tu nu mai ești de mult doar un magician pentru copii, nu? Da, vino să-ți arăt și un om. Pentru faci că este pentru ziua adulți, da? Pentru copii adulți. Mă, ăsta ești tu, da? Ok, ce sunt eu cu sârșul? Piulița asta. Piulița, da. Aici am o... Sfoară. O sfoară care trece dintr-o parte în cealaltă parte. Ăla e sufletul oamenilor, da? Ăsta ești tu, da? Da? Tu cum reușești tu să ajungi în sufletul oamenilor? În felul următor se pune și uite cum piulița ajunge fix în sufletul oamenilor. Deși sfoara trecea pe acolo, ia uite cum ajungi în sufletele oamenilor, deși treci printr-un televizor. Deci e un suflet foarte bun. Bravo, fericită. Hai să mai arăt un număr de magie cu cărți. Am nevoie de o eșarfă. O eșarfă. Unde am pus, mă, eșarfa aia? Uite-o acolo, vezi? Da. E pe ăla. Haide, tată. Ce drăguț! Era drăguț, da. Ce frumos! Dragi. S-a încurcat, s-a dat... Numai aici mi se putea întâmpla. S-a făcut un nod la aer? Dă-o dreapul de aici. Cum mă te... Răzvane, unde ești, mă? Cum drăguț să întâmplă numai? Bine că pleci la Power Couple. Azi bine că plec la Power Couple. Dar cine merge în locul tău, bă, la cele 542 de evenimente pe care le ai?
Păi poate să mă duc eu cu unele răzvan? Le-am pus în stand-by pentru că nu știu când mă întorc. Nu, te întrebam la mișto, vrei să mă... A, și majoritatea, dai seama, cineva răspunde la telefon pentru evenimentele următoare. Deci, fiind ziua ta de naștere. Da. Așa. Vreau să iei arătăm tuturor. Nu mai faci cu eșarfa nimic? Ba da, stai la loc, stai la loc. Că diferite, nu e de la statul. Iei de unde vrei tu o carte, de aici. Așa. Okay? Da, și te semnezi pe fața ei, tot pe față. Tot timpul pe fața ei. Tot timpul. Mai Roberte, te rog eu frumos. Pe ca fața, pe de ce unii oameni se semnează pe de spate? De ca să iasă numerele. De ce nu vrei să mă duc eu cu gârjopul cu careva? Unde să te duci? De la dracu să te duci tu. Gata. Ai făcut-o odată, ai făcut-o de două ori, de trei ori, de o treacă cu fiecare emisiune. Aceeași glume. Aceeași glume. Deci fii atent. Cartea. Care e, mă? Stai. Păi e semnat. E semnată, trebuia să fie semnată. Nu 8 de rom? Nu e, nu. Nu e 8 de rom. N-are semnat. Deci, atenție, toate cărțile se duc în interiorul pachetului, aici. Da. A se vedea, spun formula magică, abracadabra, biribici, copii, sufletare aici. Ele se duc acolo, se închide pachetul, ia uite cum se închide pachetul, vezi, da? Da. Și mai mult decât atât, ca să nu umblăm la pachet. Îl sigilăm. Aoleu. Băi, bă, lasă-mă. Da. E sigilat, da? Îl las aici pe masă. Da. Eșarfa, eșarfă. N-are, se vede cum e, n-am gaură? N-am gaură, n-am nimic, da? Ia uite-te. Se pune eșarfa pe palma goală, da? Se iau cărțile, cărțile se duc aici, întorc, prind exact așa eșarfa, cărțile sunt acolo, da? Cărțile sunt în interior. Și tu cum ești tu de aici? Deși e legat... Ia uite-te. Bă, du-te! Și ele erau în interior... Cu scoci lipite. Da, e magia asta de la Blackpool. Am luat-o la Blackpool. Cine? Să nu mai zici după numele ăla A. Auzi, da, niciun cuvânt care începe cu A. Și? Cred că am dat vreo 50 de lire cu el. E scump ăsta. Da, dar la deget ce ai pățit? La deget am vrut să... Ce-ai făcut? Am vrut să... Ce-ai vrut? Am vrut să am spălat cuțitul. Așa? Și am vrut să-l șterg cu cât e. Sunt bravă. Da, și că l-am creier. Care crezi că sunt punctele tale forte acum la punctele mele forte la Power Couple este că asta cu să sigură nu e. Este înțelegerea mea cu soția și împart numai bunătate și o să vedeți că o să vorbesc numai de bine pe ceilalți. Dă-i dreacu, mă, pătă. Nu, asta e pentru că ce făceai la 33 de ani? La 33 de ani aveam un copil de 2 ani. Deci l-ai făcut la 28. La 31 l-am făcut. L-ai verificat. Am să testez. Așa, aveam copil și ce crezi? Mă mutam în Băneasa, nu acasă, îmi luasem teren și mi-am construit-o de la zero eu împreună cu soția mea. Pas cu pas, apropo, au venit ăștia să-și ambrozia după terenul ăla. Felicitări primăriei sectorului 1, în sectorul 1. Gata, m-am terminat. Deci ne mai vedem? Nu mai ne vedem, ne vedem că eu plec cu ăsta la Power Couple. Cu ăsta, cu ăsta. Când plecați? Plecăm, mâine avem noapte. Mâine noapte plec. Am eveniment la Pitești, la... Când ți-ai mai pus, mă? Vinere, unul eveniment. Are un aeroport. Cu două ore. Și mai ai și un botez în aeroport înainte de colo. Are un eveniment la poarta 54, la aeroport. Vin copii acolo. La Mall Supernova, la Pitești. Da, nu ne interesează. După care plec. Blochez mall-ul peste tot pe unde mă duc. Da, văzut. Iei trucuri cu tine acolo? Iei să faci jumbușlucuri acolo? Iau. Vezi să râd la trucurile mele. Mă bazez pe tine. Rezi la glumele mele? Mă minunez la trucurile tale. Uau! Ne înțelegem bine. Ne antrenăm. Baftă să aveți. Faptul că nu te vedem o lungă perioadă de timp ne întristează. Da? Serios? Ce? Nu, e ca idee, așa. Ne deranjează că nu mai e Bubu să mai... Ramonul o să-ți fie dor de mine. Din diverse chestii și să dea cu voie bună. Da, așa despre dumneata. Și o să vină Andrei Gârjob în locul meu. Da. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Mulțumim tare mult. Magicianul Robert Tudor. Și soția, fără rămâne.